aveți să vedeți pe parcursul expoziției elemente muzeale, obiecte muzeale care unele dintre ele cu siguranță nu le-ați mai văzut, că sunt expuse pentru prima dată, altele le-ați mai văzut, dar așezate într-o formă nouă pe un circuit muzeal și pre un traseu care are să vă permită să cunoașteți această lume a satului și a țăranului de altă dată. Și este ca o enciclopedie, ca o glosă permanentă pe ceea ce înseamnă, dacă vreți, putere de creație permanentă în context cultural, în context civilizațional, în context politic, în context social. Până la urmă, rădăcinile noastre, doamnelor și domnilor, și ale multora care nu mai recunosc acum, sunt în pământ și în ceea ce oferă el, ca surse de viață, dar ca și surse de creație. Întotdeauna suntem fascinați de faptul că este nesecat izvorul creației. Iar oamenii au legat elemente care au exprimat ceva despre modul lor de viață, despre sufletul lor, despre religia lor, despre relația cu veșnicia. Nu degeaba s-a spus întotdeauna că trebuie să cauți puțin din eternitate și din veșnicie și în lumea satului. Acolo găsim cele mai puternice elemente de dăinuire, de continuitate. De aceea, evenimentul de astăzi este extrem de important. Este important pentru că valorifică poate cel mai important potențial cultural și artistic pe care îl are județul Ialomița. E valoroasă. Dar cea mai mare valoare a lor este de faptul că au potențial de a îndemna la cercetare, la creșterii interesului pentru creație și menținerii permanent a unui interes pe ceea ce este spirit creator, o sufletul și spiritualitatea poporului român. Domnule director, fascinația culturală pregătită la Muzeul Național al Agriculturii au generat-o în rândul participanților, este un lucru meritoriu. Nimic nu e de a participa la ceea ce este nesfârșit ca semnificație și ca valențe. Îi felicit pe toți cei care au muncit. Odată cu introducerea mașinismului, intervine la agricultura românească primele mașini mecanizate. Avem semănătoarea, avem plugul de fier, avem tractoarele din măști de prestigiu. Prima marcă introdusă în agricultura românească au fost tractoarele Hart-Farr, International Harvester, apoi mai târziu tractoarele Forson și Lance Bulldog, pe care vi-l prezentăm în această ipostază. Și mergem mai departe, partea mecanizată, secerătoarea. Făurirea statului modern, fierăriile acestea au avut o importanță majoră. Ele au fost desființate după aceea și s-au inițiat acele fabrici, dar se spune că munca meșteșugului, munca fierarului, unealta făurită de fierar nu s-a comparat niciodată cu produsul de serie obținut de fierar. Uitați-vă, aici noi am simulat lucruri la forjă prin coala tradițională. Puteți să vedeți principalele unelte folosite de fierar, de la flești, gârlige, ciocane, linguri de domnici. Și de asemenea puteți să mai observați aici piese realizate
în cadrul unei fierării. Sunt adevărate bijuterii unele dintre ele, tocmai pentru că amprenta meșterului era una deosebită, era cartea lui de vizită. Avem mașini de cusuri speciale pentru cizmărie, vedeți că au alt forma decât cele cunoscute de noi în croitorie. Aceasta este o mașină specială pentru cusut elasticul la încălțăminte, la obici în special. O mașină de cusut construită în New York. Modelele Parisului, avem reviste și modele palmier.